Povestea reabilitării și modernizării blocului operator de la Spitalul Județean de Urgență a început în 2018, când Consiliul Județean semna un contract cu o firmă de construcții. Lucrările au început, dar executantul a solicitat autorităților mai mulți bani, motivând că au apărut lucrări neprevăzute. Negocierile au eșuat, iar Consiliul Județean a reziliat contractul în 2019, șantierul fiind suspendat. Consiliul Județean a reluat licitația, numai că, între timp, prețurile la materialele de construcție au explodat, astfel că suma de proiect nu a mai fost atractivă pentru nicio firmă. Noi l-am început, am avut un litigiu cu constructorul, a trebuit să renunțăm la contract pentru că nu ne-am înțeles, ca să zic așa, nu vreau să intru în amănunte, este scos la licitație, dar neprezentându-se nimeni de trei ori, pentru că prețurile, știți care sunt, ele între timp s-au modificat. Astăzi nu am făcut decât un singur, să reactualizăm la nivelul prețurilor din perioada asta. Ieri, în cadrul ședinței mini-parlamentului județean, valoarea proiectului a fost reactualizată, ajungând la 31 de milioane de lei, fonduri disponibile din bugetul Consiliului Județean. Astfel va fi organizată o nouă licitație. Noi la Spitalul Județean știți că lucrăm la Unitatea de primiri urgențe, tocmai de aceea sunt puțin pe grabă, că mă duc, am o întâlnire acolo cu proiectanții și așa mai departe, pentru că suntem în faza în care trebuie să începem să achiziționăm aparatură medicală. Nu e niciun fel de problemă, dar trebuie să puse anumite lucruri la punct, din punct de vedere al constructorului, pe anumite aranjamente interioare, unde va fi montat CT-ul, cumva, astea nu sunt probleme tehnice și merg împreună cu proiectantul și cu cei care... La blocul operator ne puteți spune cu cât a crescut suma față de studiul de fezabilitate sau... E în concordanță cu lucrările care trebuie făcute suplimentar acolo și cu evoluția prețului, cu aproximativ 18-20%. Prin proiectul creionat de Consiliul Județean sunt prevăzute lucrări de consolidare a structurii de rezistență pentru reducerea riscului seismic în vederea creșterii siguranței în exploatare, modernizarea și extinderea blocului operator, precum și lucrări de eficientizare energetică.